Serghei! Veste bună! Mi-a venit permisul! Bravo, mă! Fericite! Păi hai, îmbracă, adică vreau să te fac o tur, să vezi cum conduc. Acum? Da. Nu, dar nu vreau leac mai târziu, că acum sunt obosit. Hai mai pe seară. Nu, ce de seară? Că eu de seară merg să sărbătoresc. Hai acum, hai. Hai să vezi ce șumahăr sunt. Ok. Să mergi. Ce faci, mă, te pui în spate? Păi nu, că eu vreau să stau în spate ca patron, așa, știi, să văd șofatul din experiența unui șofer care are șofer. Treci, mă, în față, mă, și mai fă prostii tot. Ce faci, mă, cu tămâia aia? Păi e ca să miroase frumos, că acum e căldura mare, na, odorizam din mașină cum ar veni. Aha. Să miroase frumos, a tămâi. Bă, e tămâi de la Peco de Fiță. Auzi, dar tu știi ce vreau să întreb? Tu unde ziceai că ai făcut școala? La școala aia de șoferi care ziceai tu că nu mai vor instructorii să mai facă ore cu tine? Da, mă, la aia misogin. Mm-hmm. Puteai să mergi la Drive Autofocus, că acolo eu am fost și au fost foarte faini oamenii. Foarte serioși. Și nu aveau răbdare instructorii, te învățau să conduci ca lumea. Adică ce vrei să zici? Că eu nu știu să conduc sau ce? Nu, hai să mergem. Bine. Nu-i bună, mă, mașina asta! De ce nu-i bună mașina? Pentru că nu-i bună ambreiajul, că moare motorul! Mașina e cu cutia automată, nici măcar n-are ambreiaj. Cum poate să-ți moară motorul? Păi da, ești dacă... e stricată dacă a murit, nu? Nu-i logic? Nu, deci ești singura persoană din lumea asta care i-a murit motorul pe cutia automată. De 7 ori la rând. Hai, lasă-mă cu bărbații, voi bărbații, niște misogini sunteți, da? Niște misogini! Pentru că considerați că noi femeile nu suntem bune la volan. Toate atâta nu știm să conducem. Eu n-am zis că voi nu știți să conduceți, am zis că tu nu știi să conduci. Aoleu, eu nu știu să conduc. Bă, eu știu să conduc, eu știu toate regulile, toate semnele, tot știu. Da, explică-mi și mie, de ce ai oprit acolo unde scria oprirea interzisă? Păi am făcut ce trebuia, am oprit că mi-era foame. Poftim? Ăla reprezintă 4 felii de pizza, deci restaurant, deci oprim să mâncăm. Asta reprezintă. Ferească Dumnezeu. Da, ei explică-mi, la semnul ăla, ce trebuie să faci? Ăla e drum cu decolteu. Dacă vrei să treci mai departe, arată-ți ține. Și ăla cu foc? Ăla a prins un brichet deasupra capotei. Semnul ăla de foc? Da, e concert cu Fuego. Da, văd că la semnul te percep din mori. Dar explică-mi și mie, când ți-am zis să faci stânga, de ce ai făcut dreapta, că la dreapta era interzis? E din vina ta. Normal că e din vina mea, da. Dar de ce din vina mea? Pentru că tu tot timpul îmi spui că eu am două mâini stânge. Aia, na, ce mâini am? Stânga și cealaltă stângă. Nu-i normal? Picioare, măi, ai două picioare stângi, nu două mâini stângi. Păi ce să fac cu două picioare stângi? Că și așa mi-ai zis că nu mai am ambreiaj. Măi, Anisia, uite care e treaba. Eu cred că tu ești un șofer cu un potențial deosebit, ca să mă exprim așa. Cred că tu ai un foarte interesant talent. Și păcat de tine, nu vrei tu să mergem noi la Drive Autofocus și să mai luăm niște ore de aprofundare ca să mai înveți tu un pic mai bine chestiile pe care nu le stăpânești exact? Că oamenii acolo sunt foarte calmi, instructorii sunt foarte de treabă, îți explică exact ce nu știi, foarte ok, cum trebuie să fii. Și în felul ăsta mergem frumos, ai luat niște ore, ai înțeles ce nu știai până acum și tot o să fie perfect. Numai bun să conduci în oraș. Bine. Hai, deci, asta e școala, asta sunt mașinile, el e instructorul, hai. Boss, fii atent. Hai, te descurci, treaba ta de acum. Să știți că... Bună ziua. Să știți că eu nu sunt atât de proastă la condus. El e un misogin. Ok, haideți să începem.